Fondul Monetar Internațional îmbunătățește perspectivele privind creșterea economică mondială în 2021 și 2022, dar avertizează că situația financiară rămâne incertă. Vaccinul anticovid de la AstraZeneca își schimbă numele în Vaxzevria. Serul în sine rămâne neschimbat. Azi se afișează rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2021. Elevii care sunt mulțumiți de note își pot da acordul să fie trecute în catalog. Apple te anunță că ține online pe 7 iunie conferința anuală pentru dezvoltatori. Evenimentul este locul în care Apple își dezvăluie de obicei noul software iPhone, iPad sau Apple Watch. Să știi că Netflix lansează aproape 30 de producții franțuzești în 2021, printre care și o producție de ficțiune despre incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame. Selecționata sub 21 a echipei naționale de fotbal a fost eliminată de la Euro, a remizat aseară în partida cu Germania, scor final 0-0. Știi!